Unitatea a beneficiat de reabilitare, modernizare și extindere ca urmare a numărului extrem de mare de solicitări ale părinților. La debut de an școlar, creșa este pregătită să-i primească pe copii în condiții care corespund standardelor europene, dar și standardelor de siguranță impuse de pandemia de coronavirus. Înainte de începutul anului școlar s-a finalizat un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, accesat de Administrația Locală Târgovișteană. Este vorba de o reabilitare, o modernizare, extindere și dotare a acestei unități de învățământ antepreșcolar, cu precizarea că extinderea pe care o vedeți în spatele nostru este dublă ca și suprafață față de corpul inițial pe care îl avea creșa numărul 8. Este vorba de o reabilitare completă a corpului existent, de o extindere făcută de la zero cu toate dotările, astfel încât să putem suplimenta numărul de copii numai la această unitate de învățământ antepreșcolar cu 80. Este vorba de un proiect care reprezintă numai primul din cele 11 proiecte pe care le avem acum în derulare. Măsuri de siguranță s-au luat în toate unitățile de învățământ din Târgoviște. Pentru a putea face față cheltuielilor au fost suplimentate bugetele. Începutul anului școlar găsește creșele, grădinițele, școlile, colegiile și liceele târgoviștene pregătite. Fiecare unitate de învățământ din Târgoviște a primit buget suficient, undeva între 80.000 de lei și 300.000 de lei pentru fiecare unitate de învățământ din municipiul Târgoviște, și acolo unde mi s-a spus că nu au nevoie de susținere neapărat pentru începutul anului școlar, am ales să suplimentăm cu 10.000 de lei. Pentru că majoritatea școlilor și grădinițelor vor începe anul fără festivități, primarul Târgoviștei, Cristian Stan, a transmis un mesaj tuturor părinților, elevilor și cadrelor didactice. În această perioadă foarte delicată, am convingerea că vor fi acele repere de echilibru și de încredere de care toată lumea are nevoie în aceste momente.